Какое у вас мнение насчет евроинтеграции? Ну, мое мнение, она так как же пожилой возраст. А вот вы знаете, что средняя заработная плата в странах Европы достигает 2000 евро в месяц, а у нас в Молдове она состоится в стоимости 200 евро в месяц? Да, я знаю за это. Но я бы хотел узнать и за Россию как. Вот я проработал, например, в России 10 лет, и вот мне в стаж не пошло. И я там официально работал, по трудовой. Вот даже смотрите, то, что мы товар, который мы экспортируем, вот наша страна в России экспортирует товар в стоимости 200 миллионов евро, да. Пока в странах Европы мы экспортируем товар в стоимости 2 миллиарда евро. То есть нам 5 раз больше, чем в России мы экспортируем. Да, конечно, я за. Пускай. Есть возможность, пускай делают. А если вот это мы вступим в Евросоюз, объединяясь с Румынией, потому что они уже вступили? И есть историческое право, мы можем проголосовать за объединение и сразу становимся европейскими гражданами. Я становлюсь, конечно же. У них намного уровень жизни больше, да. Выше, чем у нас. 12 лет уже в Европе, быстро развивающая страна, есть нефть, есть газ, есть золото, выход к морю. Значит, если был бы референдум за вступление в Евросоюз или за объединение с Румынией, вы проголосуете за. Да, de acord, dar nu trebuie nici legătorile cu Rusia, nu trebuie de rupt, că este o piață tare mare de desfacere, mai ales agricultorii. Despre România, ce părere aveți și despre unirea cu România? Că totuși am fost uniți trei ori în istorie, vorbim aceeași limbă, suntem același neam. Și asta ar fi o cale cu mult mai ușoară de a ne integra. De integrat tot aceeași probleme, Pridnestrovie și Găgăuz. Uh-huh. Dacă asta s-a și rezolva, el și așa și așa o să unească. Uh-huh. Dacă nu știți ajutor financiar din partea României, ce s-a făcut, adică Republica Moldova? Că au fost proiecte foarte mult finanțate de România. Am auzit că trag conducta de gaz, trag din România. Peste 900 de grădinițe reparate. Este la noi, la Costești, hidrocentrala care și moldovenii și românii, dar românii mă tin că dau mai mult de om și la noi. Și... Dar sunteți de acord că chiar și în România, în Bucovina din Nord, avem aproximativ același port național, adică... Asemănător, al nostru românesc. S-a pierdut portul și obiceiurile, s-a pierdut și națiunea. Mm-hmm. Dacă această integrare s-ar face mai rapid pe unirea cu România? S-ar face, s-ar și mai bine pentru noi, pentru că mai rapid, clar că ar și pune pe România, că altfel Moldova nici n-are șansă. Dar cunoaște că suntem în neam, avem aceeași limbă, aceeași tradiții. Vorbim aceeași limbă. Deci, părere aveți ca Republica Moldova să unească cu patria mamă, reîntregirea neamului? Am jurut de România și o trebuit și eu am fost, am unul de multă România și am fost mă dincolo de Suceava, am fost pe la Putna. Și o frumusețe drumurile, dar lumea, casele cele care le-am văzut eu câțiva ani în urmă, am avut niște jucării, căsuțele și alea. Nu s-a șerpit. Adică s-a observat dezvoltarea, mai ales datorită integrării. Parcă ciperșile după ploaie și au răsărit, dar lumea nu, cum văd, țigănărai înainte, cum era, ți lua din torbă. Dar mă, m-am dus în niște lume civilizată, drag, te dă prochii de un magazin, nu ca la noi. Hai e, nu-ți dă pași să gândești, dar acolo lumea civilizată. Dacă ar și eu spun drept că nu ar fi rău, dar e bucloc. Păi dar alt scăpare nu avem. Alt scăpare nu avem, eu de mult am spus, măi, dar vii odată, un neamț, un... numai norul.